prin Sfânta Împărtășanie noi ne unim cu Hristos. Hristos este Fiul lui Dumnezeu și atunci când avem trup și sânge, noi trup, sânge și dumnezeire, am spune în trupurile și sufletele noastre, atunci noi devenim Hristoși, de fapt. Noi prin împărtășire suntem membri ai bisericii și nu într-un sens scolastic, ci într-un sens ființial. Devenim trupurile lui Hristos. Da? Și atunci, prin această identificare cu Hristos, noi devenim copii ai lui Dumnezeu. Noi intrăm în relație cu Dumnezeu și suntem în relație cu Dumnezeu. Sfânta Împărtășanie nu este ceva magic. Ea lucrează pe măsură ce omul se deschide în acest sens. Desigur, copilul, prin incapacitatea lui de a se manifesta întru totul ca persoană, așa cum și noi ca adulți, deși suntem mai persoană decât am fost poate când eram mici, ne putem totuși exprima mai bine dorințele, starea, gândurilor, ne putem percepe pe noi înșine mai bine în relație cu noi înșine și în relație cu ceilalți și desigur și cu Dumnezeu. Copilul însă se formează, cum am spus, prin relațiile cu ceilalți, prin relațiile cu părinții și implicit și cu Dumnezeu. Sau ar trebui să se formeze așa. Atunci când împărtășania are rolul, de fapt, rolul hranei pe care o are hrana pentru trup, rolul hranei pentru suflet, și rolul hranei psihice, să spunem așa, sufletești, aceea de a fi în comuniune, de a discuta, de a fi în prezența lui Dumnezeu. Pentru că împărtășania nu se ia simplu și mi se pare foarte dezastruoasă tradiția aceasta că se aduce copilul undeva pe o ușă lăturalnică la altar, ia împărtășania și după aceea pleacă acasă. Nu înțelege nimic. Și copilul trebuie să se pregătească pentru lucrul acesta, trebuie să înțeleagă puțin. Și în biserică el se impregnează de muzica care există în biserică, vede icoanele, nu înțelege nimic la început, dar cu timpul fiind aceleași, el are o anumită stabilitate și începe să-L perceapă pe Dumnezeu.